Fraternice părinte, iubiți frați și surori, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și slăviți să fie Domnul. În veci a înviat. Iată-ne după o săptămână să fim din nou împreună și în acest loc. Preaiubiții noștri, sigur că nu suntem nici oratori ai Cuvântului Dumnezeu. Dar în mica noastră măsură în care l-am putut cunoaște pe Dumnezeu în vremea noastră, în această seară, este aici un adres, este la Iubește în Undă, este la Pechea pe Vechi. Și poate în toată țara sunt mai multe ca acestea. Dar dacă toate sunt în același Duh, ele fac o putere. De ce, preaiubiții noștri, vorbim despre cei ce ne-au găsit cuvântul și cei ce ne-au lăsat scris tot ce ei au putut cunoaște pe Dumnezeu? Nu întâmplător, cred că a venit lucrarea voastră. Vremea aceasta a părinților noștri și a noastră și cea de astăzi. Pentru că ne apropiem de sfârșit. Ne apropiem de sfârșitul veacului acestuia în care Domnul este aproape. Cineva îmi spune: dacă înainte de oastea Domnului oamenii se mai mântuiau și atunci mergem la mama părintelui Iosif, care la 6 ani, cât avea părintele atunci, și lasă așa sărtire: va fi pentru tine și pentru mulți care vor crede. Nu fi fost mântuită? Oamenii aveau cuvânt înainte de vremea aceasta noastră. Cuvântul spune o vreme, două vreme, o jumătate de vreme. Și priveam aici când am ajuns, doar câteva suflete era. Și spunea că suntem îngrijorați astăzi mai mult pentru că avem mai mult, suntem mai bogați astăzi. Și te duci, vrei să vii aici, te uiți în oglindă, se pare că nu se potrivește haina asta și cămașa. O dai jos, pui alta, poate asta e mai așa. Dar vremea pe care au trăit-o părinții noștri nu avea altă haină. Așa am văzut la mama că avea o pereche de pantofi și o pereche de ciorap și un taior și o fustă care le lua numai duminica și sărbătoare. Altele nu mai avea. Și atunci n-avea ce să se mai uite la linde, ce să mai vadă, ce să mai schimbe. De aceea, preaibiție noștri, este nevoie de lucrarea voastră.
cu cât înaintăm spre lumea care vine, spre sfârșitul care se apropie, sunt tot mai mari probleme. Deci, comunitatea noastră care este astăzi, ei pe jos s-au dus și ne-au povestit, ne-au spus și ne-am întâlnit cu frați din acele zone prin care s-au dus pe jos, de la Pechea peste Seret și au ajuns la Gemenele, la Movila Miresei, ei pe jos. Și târziu a venit bicicleta, care a fost un mare mijloc. Și vremea aceea a trecut a lor care munceau la câmp pentru puțin și se potrivea cu cuvântul care spune: mulțumiți-vă cu ce aveți. Și așa s-au mulțumit și așa au avut o casă de copii și atunci le spunea un boț de aur. Cred că și astăzi este tot un boț de aur, când este un om, este un suflet. Dar cu cât vine vremea spre sfârșit, cu atâtea sunt mai mari greutățile, mai mari trebuie să fie jertfele. Poate în vremea aceea ne-am crescut unii pe alții. Astăzi un singur copil să-l ducă în altă parte. Atunci nu era așa. Dar nu toate aceste vremuri care ne-au venit și ne-au îmbelșugat. În special, zilele voastre aici sunt mai mult ocupați. La noi mai puțin această ocupație. Sigur că fiecare unde este pus, unde a căzut, trebuie să ducă această luptă. Pentru că Domnul este același, ieri, azi și în veac. El nu se schimbă. Noi ne-am transformat un pic. Am înaintat în vreme ce știința merge, tehnica merge, n-am putut să rămânem pe loc. Și am văzut undeva în America o societate de credincioși care n-au vrut să primească tehnica aceasta în construcția caselor lor. Au ridicat cu mâinile. N-au vrut să primească măcar să le ridice, să le facă. Așa au vrut să trăiască. Poate trăiesc și astăzi când de mult am văzut. Sigur, nu trebuie să rămânem acolo. Nu trebuie să mai punem boul dacă a venit mașina, tractorul, sau așa cum au rații de atunci. Dar grija aceasta pe care și Domnul ne-a spus-o de pricina îngrijorările veacului acestea, dragostea se va răci. Și este și ne îngrijorăm. Deci acum cineva a venit în țară și a făcut familie, are vreo 2 copii și zice, plecă înapoi în Italia să mai lucrez acolo. Când am cumpărat pentru copii un loc de casă acolo aproape, copilul are 3-4 ani, deci cu cât te gândești înainte să-i asiguri copilului tău că acum are 4. Și Domnul a spus, lăsați toate în grijă Domnului. Până atunci este mult. Vedeți cât s-au îngrijorat oamenii. Și părinții noștri au plecat. Și s-au dus în mormânt.
plângându-ne pe noi, că ce ne vom face noi, că pământul nu este, n-avem cu ce să, n-avem unde să muncim. Și s-a dus îngrijorat de asta. Dacă s-ar întoarce acolo să vadă cât de departe am ajuns. De aceea Domnul a spus, lăsați toate îngrijorările în seama Domnului și El va purta de grijă. Dacă ne îngrijim că cu ce să-l hrănim pe copilul care vine mâine sau cu celălalt, ci că nu-i hrănim noi, să știți, îi hrănește Dumnezeu. În 47 a fost anul de secetă și am avut pământul nostru și n-am putut să supraviețuim un an. Fratele meu mai mare, tata, a plecat prin Ardeal, prin Oltenia, au dus o mașină de usut, au dus o șubă, au dus lucrurile din acestea. Un an de zile n-am putut să trăim. Și au murit oameni de foame atunci. Deci eram pământul nostru. N-am avut atâta. Păi câte recolte este astăzi de 6.000 de kilograme de grâu și mai mult. Atunci nu se putea scoate așa. Arat cu plugul și rădea. Deci iată unde am ajuns astăzi. Dar Dumnezeu a rămas același preibiție noștri. Deci îngrijorările acestea care astăzi ne apasă așa de mult pentru ziua cea de mâine. Și Domnul spune că cu nimic nu putem să mai lungim cu îngrijorările noastre să mai lungim sau să îi așezăm cuiva un viitor dacă ne îngrijorăm pentru ele. De aceea astăzi s-a născut aici un copil. Și Domnul când se naște, dreptul Simeon îi spune, copilul acesta va fi și un prilej de putecnire. Păi credeți că în lucrarea voastră, când frații au mers pe jos să se ducă dintr-o parte în alta, au întârziat să vină acasă și le-au rămas prășitura în urmă. Și a avut un prilej de potignire cu nevasta, cu copiii. Ai plecat, ne-ai lăsat, te-ai dus pe două, trei zile, așa. El va strâni un prilej de potignire. De ce ai preibiții noștri, astăzi că suntem aici și înaintăm să mergem, să mergem spre acest sfârșit al omenirii în care vor veni Hristos mincilor și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și parcă și în lucrarea voastră a intrat acest duh printre frați să meargă departe, să facă studiu biblic când toată studiul biblic se găsește în învățătura părintele lui Iosif și în învățătura fratele Trean ce a stat scris. Nu mai este nevoie să facem o școală biblică, pentru că cei mai mulți care o fac nu se opresc la învățătura sănătoasă a bisericii, a sfinților care au trăit în ea. Merg să găsească o altă învățătură. Și vor găsi o erezie. A citit fratele Viorel că ucenicii a spus cine va fi mai mare și Domnul ia un copil până nu veți ca unul de aceștia. Nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi s-a făcut acest botez acestui copil nevinovat care primiți această taină a botezului, ca să fie un nou născut, dar această naștere din nou preibiții noștri. De ce ne-am puticnit de această naștere?
de simț botez. Pentru că Dumnezeu a venit, trebuie să avem și voința noastră să ajungem la Dumnezeu. Domnul ne-a chemat și Domnul când ne-a chemat a spus cine vrea. Deci dacă noi nu contribuim la mântuirea noastră, această taină rămâne nevalabilă în viața noastră. Spune că un prinț și-a făcut mult de ucideri și merge să spovedească și îi spune duhovnicului, dați-mi un canon. Și duhovnicul îi spune, mergi la Ierusalim, la mormântul Domnului și aprinde acolo lumină și vină cu ea acasă. Și spune că a fost, s-a dus și a luat lumina, dar câtă grijă a avut să nu se stingă această lumină, să poată să plângă cu ea acasă. Vedeți câtă grijă a avut ca această lumină să nu se stingă. Și face acolo comparația. Aceasta este și viața noastră, preiubiții noștri. Lumina aceasta care am primit-o prin taina Sfântului Botez, acolo unde se arată Tatăl din cer care spune, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Și Domnul era prezent și Duhul Sfânt vine în chip de porumbel vizibil. Toată Sfânta Treime s-a adunat acolo, la această mare taină a botezului. Și noi trebuie să contribuim, preiubiții noștri, la această taină pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Și biserica noastră învață că dacă am căzut din această taină, avem taina pocăinții în care ne putem întoarce. Și așa de bine au așezat-o Sfinții Părinți, pentru că ne naștem din Maică, ne naște prin botez și trebuie să ne naștem prin taina pocăinței. Și în aceasta suntem astăzi. În această taină a pocăinței, acolo unde se plânge păcatele noastre. Aceasta este taina nașterii din nou, când ne plângem păcatele noastre, acolo unde sunt. Dar dacă credem, așa cum spun alții, eu sunt sigur că sunt mântuit. Este o erezie. Sfântul Apostol Pavel n-a putut să spun așa. Și a spus, mă lupt, dacă voi avea și o parte, din tâia înviere. Deci, iată oamenii lui Dumnezeu cum s-au smerit în fața acestei mari taine ca să nu alunice în duhul mândriei așa cum alunică Lucifer. Deci, ai preiubiții noștri că vremurile se apropie și vedem că se apropie și a fost necesară să vină astea Domnului poporul nostru, care acum lupte de dus, are și va avea, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, și așa cum știm că când un suflet se întoarce la Dumnezeu, mulți demoni apar peste casa aceea. Poate unii am trecut pe acolo, poate unii am auzit de cei care s-au întors la Dumnezeu și toată casa le-a sărit în capul lor, așa cum părinții noștri care au fost primii care au început oastea Domnului, părinților au sărit împotriva lor. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Unde s-a mai pomenit nuntă fără băutură? Nuntă fără lăutar, nuntă fără joc. Fără joc. Și alte lucruri care se întâmplă acolo. Pentru că știu bine la noi, se însurau tinerii, așa cum se însurau tinerii, fără locodnă, fără nimic. Dar nu făcea nunta până nu venea toamna să iasă vinul. Și
Și când a venit oastea Domnului și când s-au înrolat în ea, au avut de potrivniciri din casa lor. Deci orice suflet care se întoarce la Dumnezeu, de la cei din casa lor vin, frați, surori, mamă, tată, să scoală împotriva lui. Deci ce luptă trebuie dusă acolo în suflet, dar o duce, să știți. Chiar dacă se descarcă de ei și pleacă, că nu mai poate să stea acolo, dar rămâne credincios lui Dumnezeu. Și rămâne credincios în părtășie frățească, se poate alătura de cineva și se poate duce această părtășie mai departe. Pentru că nu ducem singuri aceasta. De ce ne-a făcut părtași Dumnezeu? Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce e preibiții noștri astăzi? Dumnezeu a binecuvântat acest nou născut care se intră în rândurile oastei, în poporul lui Dumnezeu. Dacă nu se putem câștiga pe cineva din lume, și văd sigur că nu putem să-i câștigăm, noi totdeauna ne vorbim nouă, oricâte adunări am făcut, fie mari, fie mici, fraților ne-am vorbit, nouă ne-am vorbit. Foarte puțin ascultători din afară pur să vadă, să vină sau să rămână. Au stat tot în timp, ne-au privit. Am văzut în adunarea de la Galați, în marșul care s-a făcut, au fost tineri care le-a dat cartea aceea a părintelor lui despre înviere și câte un ziar. Unii au pus mâinile la spate, n-au vrut să le ia. Unii le-au primit, unii n-au vrut să le primească. Dar nu cumva să se întâmple ceva cu el. Omul trăiește în superstiția aceasta. Deci este mare luptă în poporul nostru. Dar dacă vine altfel de spectacole, se umple sala, așa cum scrie Părintele Iosif despre Constantin Tănase, care era un mare comedian, și spune să îmbulzea lumea, să călca lumea în picioare când a venit el. Dar când a venit un grup de tineri, de copii să facă scenă religioasă, a trebuit să fie aduși cu forță, părinți, cu tare, să-i aducă acolo. Dar când vine acest Tănase, să încălca lumea în picioare, de glumele lui, de tot se spunea, moare împușcat la Iași de ruși. Pentru că rușii când au venit aici, pe orice om care îl vedea cu ceas la mână, îl lua. Și dacă aveai palton, se dezbrăca. Și atunci rușii aveau vorba asta, davai ceas, davai palton. Și acest Tănase, în teatru care a jucat la Iași, a fost și câțiva ofițeri ruși. Și au înțeles că vorbea despre ei și l-au îmbușcat. Pentru că ăsta-i meritul unui om care se răscoală împotriva lui Dumnezeu și vorbește astfel de lucruri. De ce, preibiții noștri, lupta noastră este și continuă să fie poate mai puternică ca atunci la început, când atâtea duhuri zboară astăzi și printre frați, nu în lumea în care trăim. Pe cineva spune din frații noștri și frați cu mare bază și cu mare influență, nu se poate, poți să fii unde ai fi, întoarcere să o faci. Păi și ăla care e jehovist, face o întoarcere, să nu crezi că rămâne așa. Dar nu crede în Domnul Iisus, cum rămâne cu El? Sunt Arsing vine în Europa, în Elveția, în anul 22, pe vremea părintelui. Și am o carte cu predici de Răluițul de acolo. Și când pleacă, îi pun întrebări. Vă mai trimite misionari în India? Cum să nu ne trimite? Că India avea atunci 300 și ceva de milioane, astăzi s-a apropiat de miliard. Dar nu din aceia care tăgăduiesc dumnezeirea lui Iisus Hristos. Auziți ce ne-a spus acest Sundar Singh? Din aceia care tăgăduiesc dumnezeirea lui Iisus Hristos, să nu-i mai trimiteți. Deci acest duh este de mult
Și astăzi s-a făcut mare apariție martorile Jehova. O să vedeți prin toate orașele, casele ale lor, templele ale lor. Dar au erezii în învățătura lor. El poate să-și face o schimbare a vieții, să nu știți că rămâne așa. Dar cum rămâne când el nu crede în Fiul lui Dumnezeu, Cel care mântuiește lumea? Cum rămâne cu jertfa aceasta de Paști, când Domnul Mare acum pentru păcate lumii întregi și el nu crede că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii? Numai Jehova, singur Dumnezeu. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, spune Domnul Iisus, l-a văzut și pe Tatăl. Deci Domnul era nedespărțit de Tatăl și de Treimea care este. Erezia aceasta circulă astăzi în lume și pătrund și lucrarea voastră. Și vreau să închei cu un cuvânt de Sfântul Apostol Petru, în întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea milă sa, prin învierea lui Iisus Hristos de morți, ne-a născut din nou spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și nevestejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți în puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire, gata să se dea pe față în vreme de apoi. Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme. Pentru că prin credința voastră încercată, mult de mare preț decât aurul cel peritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă și spre slava, spre cinste la arătarea lui Iisus Hristos. Și mă opresc la aceste cuvinte. Deci iată, prea iubiții noștri, credința noastră în învierea Domnului Iisus, care ne-a născut din nou spre nădejde vie învierea Domnului Iisus. Deci El este Cel ce a venit să mântuiască lumea. Și nu este altă mântuire decât prin Domnul Iisus Hristos. Domnul să binecuvânteze pe Cel născut astăzi, ca să se mărească poporul lui Dumnezeu și lucrarea voastră. Nu mai putem câștiga lumea din afară. Poporul lui Israel s-a înmulțit în Egipt, dar poporul lui Israel a fost. De la 75, vreo 3 milioane se întorceau acum. Un mare popor s-a mulțit. Tot așa și lucrarea voastră trebuie să se înmulțească prin ea însăși. Am văzut la frații de la Ivești acolo, când au pomenit pe frații de acolo, 80 de suflete erau acolo, care nu mai sunt. Deci cred că nu mai sunt în adunare 80, dar 80 au trecut și au dus dincolo. Deci ei trebuie înlocuiți toți aceștia care pleacă din această viață, cu cei care vin în urma lor, ca lucrarea să-și ducă această misiune până la capăt. Domnul să ne ajute toți acestea, slavă să fie Domnul!